ești câștigătorul acestui concurs de la Deco Days 2023. Vreau să-mi zici ce a însemnat pentru tine concursul acesta. Concursul acesta pentru mine a fost o ocazie să manifest niște vise pe care le aveam. În partea de concept, am avut ocazia să fac o instalație pe care, la care chiar am visat de foarte multă vreme. Am vrut să arăt că mă pricep și la zona asta de standuri, să pun corpurile de mobilier într-un setup cât mai drăguț, care să te invite, care să te aducă cu gândul la natură. Am plecat de la ideea de culori earthy, am folosit lemn, plante și multă lumină. M-am referit la golurile din perete. Înțeleg că lumea din zona de rezidențial nu își permite, pentru că spațiul este mic și avem nevoie de multe depozitări de foarte multe ori, și atunci pereții sunt cluttered cu tot felul de obiecte, televizoare, boxe, dulapuri. Cineva nu și-ar găuri clar peretele ca să facă niște, doar pentru niște găuri, doar pentru niște vaze. Nimeni nu... Există, da, poate, persoane care și-ar face așa instalații, dar nu în apartamente de 50 de metri pătrați. Și atunci eu de-aia am venit să aduc ceva poate care nu există, ceva mai special. Am folosit o singură formă și instalația prinde viață prin repetiție. Ea găzduiește un obiect simplu, o vază de sticlă și o plantă. Dar e foarte interesantă chestia asta de repetiție. Din punct de vedere emoțional, parcă te ordonează două simetrie, asta ai urmărit? Ele trăiesc împreună și faptul că peretele este compus din 4x4 găuri, din aceeași culoare, fix aceeași frunză, se ordonează ca un tot. Ajung să trăiască împreună. Adică, practic, ai creat o proporție frumoasă și cred că pe timp de seară se vede foarte frumos un astfel de perete. Și eu am fost foarte încântat de ce am reușit să fac aici cu cei de la Deco Days, care mi-au oferit ocazia, până la urmă, să-mi împlinesc visul ăsta de a pune în operă o instalație așa frumoasă. Știi ce e interesant? Că oamenii nu prea înțeleg ce înseamnă concept. Și atunci, hai să le explicăm puțin, știi? Pentru că atunci când lucrezi cu cineva pentru casa lui, nu poate fi vorba neapărat, noi folosim concept, dar nu în aceiași termeni ca într-o competiție sau concurs, cum să-i zicem, de design. Deci conceptul, practic, aici a fost libertatea să faci ce vrei? Da, conceptul se numește Minimalist Living și am plecat de la ideea de simplitate. Am încercat să anulez colțuri și am încercat să folosesc artă. Dacă instalația este partea de artă neconvențională pe care poate o găsim aici, am venit și cu partea mai convențională, cu un tablou. E pictat de cineva anume? Nu, este generat de AI. Interesant, bravo! Și... Adică bravo că te-ai folosit de tehnologiile noi. Da, încerc să stau up-to-date cu tot ce înseamnă nou și tot ce ajunge să impacteze designul de interior, arhitectura, scenografia. Dar ai creat acolo iarăși o instalație, pentru că ai venit cu niște cărămizi, niște plante uscate, de ce? Cărămizile făceau parte din... Cărămizile sunt parte din conceptul de natură. Uh-huh. Și plus că tabloul avea nevoie de un soclu și am zis să nu mai folosesc mobilier convențional și să aduc teracotă, maro, greu, da. un obiect de care poate să te ferești la o adică. Tot din zona de natural vine și covorul sau culoarea de pe pereți, care îți aduc aminte de nisip. Uh-huh. Și ele lucrează foarte bine cu lampa care se numește farul și este inspirată dintr-un far. Da, deci practic ai creat o poveste. Cu totul ți-ai imaginat cui s-ar potrivi un astfel de ambient?
cu siguranță el s-ar potrivi în locuința unei persoane căruia îi plac istoregurile, unei persoane care îi place să surprindă, care îi place spectacolul, arta, într-o zonă mai lejeră, undeva unde lumea își permite să se joace. Da, să se joace. Și să se exprime, nu? Da, da. Felicitări, este foarte frumos și abia așteptăm să vedem noi concepte pe care o să le pui. Mulțumesc în oră. Mulțumesc frumos!